Bine v-am găsit la un nou video. Rezolv varianta dată la bacalaureat în iulie 2019. Să vedem subiectul 1, exercițiul 1. Avem de determinat termenul B3 al progresiei geometrice BN, știind că B1 este 1 și rația este egală cu 5. Folosesc formula termenului general, Bn este egal cu B1 înmulțit cu Q la n minus 1 și scriu pentru B3. Vom avea B1 înmulțit cu Q, n-ul este 3, deci la puterea 3 minus 1 și vom avea că B3 este egal cu B1, adică 1, înmulțit cu rația 5, la puterea 3 minus 1, 2. Și obținem astfel B3 egal cu 5 la a doua, adică 5 ori 5, 25. La cel de-al doilea exercițiu avem funcțiile f și g definite de la R la R. Trebuie să determinăm abscisele punctelor de intersecție a graficelor celor două funcții. Graficul funcției f intersectează graficul funcției g, este echivalent cu f de x, este egal cu g de x. Însă f de x este x pătrat minus x plus 1, iar g de x este 4x minus 5. Și am obținut astfel o ecuație de gradul al doilea. Trec 4x în partea stângă cu semnul minus, iar minus 5 tot în partea stângă cu semnul plus. Și obținem astfel x pătrat minus x plus 1 minus 4x plus 5 egal cu 0. Termenii asemenea sunt minus x minus 4x. Copiez semnul comun minus și adun modulele. Un x cu 4x, obținem 5x. Mai avem plus 1 plus 5, adică plus 6. Coeficienții sunt a egal cu 1 coeficientul lui x pătrat, b egal cu minus 5 coeficientul lui x, iar c egal cu 6. Calculez delta, b pătrat minus 4ac, b-ul este minus 5, totul la a doua, minus 4 ori a ori c și obținem astfel minus 5 la a doua minus 5 înmulțit cu minus 5, minus ori minus este plus, iar 5 ori 5, 25, iar 4 ori 6, 24. Observăm că delta este pozitivă, ceea ce înseamnă că avem două soluții reale distincte, x1, 2. Minus b plus minus radical din delta p2a minus b-ul este minus 5 plus minus radical din 1 p2 înmulțit cu 1. Minus minus este egal cu plus și scriu doar 5. Radical din 1 este 1, totul pe 2. Și calculez acum x1. Avem 5 plus 1 pe 2, adică 6 împărțit la 2 și obținem 3. Iar x2 este 5 minus 1 pe 2, 4 împărțit la 2 și obținem astfel 2. Deci abscisele punctelor de intersecție a graficelor celor două funcții sunt 2, respectiv 3. La exercițiul 3 avem de rezolvat înmulțimea numerelor reale ecuația radical din 2x plus x egal cu 4. Acest plus x îl trec în partea dreaptă a egalului cu semnul minus și obținem astfel radical din 2x egal cu 4 minus x. Am scris așa deoarece pentru a rezolva o ecuație irațională trebuie să ridicăm totul la puterea a doua. Și dacă lăsăm aici radical din 2x plus x,
Prin ridicare la a doua se complica ecuația. Așa, trecând x-ul acesta în dreapta, vom calcula mai ușor. Însă, înainte de a rezolva efectiv ecuația, voi pune condițiile de existență, deoarece avem un radical de ordinul al doilea. Și avem 2x mai mare sau egal decât 0 și cum aici în partea stângă avem un număr pozitiv, la fel trebuie să avem și în partea dreaptă a egalului, așa că mai pun condiția ca 4 minus x să fie și el un număr pozitiv. Am obținut astfel un sistem de două inecuații pe care îl rezolv. Din prima avem x mai mare sau egal decât 0, iar din cea de-a doua minus x mai mare sau egal decât 4 se trece în dreapta cu semnul minus. Înmulțesc aici cu minus 1 pentru a avea x-ul pozitiv. Din prima obținem intervalul 0 plus infinit, deoarece x-ul ia toate valorile de la dreapta lui 0, inclusiv pe 0, iar din cea de-a doua avem x, la înmulțirea cu minus 1 se schimbă semnul și minus 4 înmulțit cu minus 1, 4. Deci am obținut x din intervalul 0 plus infinit, iar la cea de-a doua x-ul ia valori mai mici sau egale decât 4, deci de la minus infinit până la 4 inclusiv. Soluția acestui sistem reprezintă intersecția celor două intervale, adică 0 plus infinit intersectat cu minus infinit 4. Atunci când reprezentăm pe axă cele două intervale pentru a vedea intersecția, adică partea lor comună, avem 0 plus infinit, acest interval, și minus infinit, 4. Adică acest interval. Se observă că partea lor comună, adică intervalul unde avem hașură și deasupra axei și sub axă, este intervalul închis 0, 4. Atunci când aflăm soluțiile ecuației, acestea trebuie să fie în acest interval. Și acum rezolv ecuația prin ridicare la pătrat. Se obține astfel radical din 2x totul la a doua egal cu 4 minus x la pătrat. Obținem 2x egal cu și aici aplic a minus b pătrat, adică a la a doua minus 2ab plus b la a doua. A-ul este 4, iar b-ul este x. Deci avem 4 la a doua minus 2 ori 4 ori x plus x la puterea a doua. Echivalent cu 2x este egal cu 16 minus 8x plus x pătrat. Trec totul de aceeași parte a egalului, deci 2x trec aici cu semnul minus și obținem astfel x pătrat minus 8x plus 16 minus 2x egal cu 0. Adică x pătrat minus 8 minus 2 înseamnă minus 10x plus 16 egal cu 0. Și observăm că avem o ecuație de gradul al doilea, trebuie să calculez delta. Coeficienții sunt 1, minus 10 și C-ul este 16. Avem delta B pătrat minus 4AC, adică minus 10 la pătrat minus 4 ori 1 ori 16. Obținem 100 minus 4 ori 6, 24, 4 ori 1, 4 și cu 2, 6. Deci delta este un număr pozitiv. Calculez x1, 2, minus b plus minus radical din delta pe 2a și avem minus, b-ul este minus 10, plus minus radical din 36 pe 2 înmulțit cu 1.
deci 10 plus minus 6 pe 2 și obținem astfel x1 egal cu 10 plus 6 pe 2, adică 16 împărțit la 2, 8, și x2, 10 minus 6 pe 2, 4 împărțit la 2 și obținem 2. Dintre cele două valori, observăm că doar una se află în intervalul 0,4 și anume 2-ul. 8-ul este în afara intervalului, deci avem o singură soluție care convine pentru ecuația dată. La exercițiul 4 trebuie să calculăm probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A mare, acesta să fie număr natural. Așa că scriu mai întâi formula probabilității. Raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării unui eveniment supra numărul cazurilor posibile. Numărul cazurilor posibile reprezintă toate elementele mulțimii A mare, de la 1 până la 49 avem 49 de elemente și scriu la cazuri posibile, iar caz favorabil înseamnă că atunci când alegem un număr din această mulțime, acesta să fie număr natural. Număr natural înseamnă 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Observăm că avem radical din 1, însă știm că radical din 1 este egal cu 1. Apoi, elementele mulțimii continuă în ordine cu radical din 2, radical din 3 și ajungem la radical din 4, care este 2. De fapt, caut pătratele perfecte, pentru că pătratele perfecte sunt numere naturale. Apoi, radical din 9 se obține 3. Mai departe avem radical din 16. Mai avem radical din 25, care este 5. Radical din 36 avem 6. Și ultimul, radical din 49, care este 7. Deci, în total, avem 7 cazuri favorabile. Simplific raportul probabilității prin 7, 7 împărțit la 7, 1, iar 49 împărțit la 7, 7. Și obțin astfel 1 supra 7. La exercițiul 5 avem în reperul cartezian XOY punctele A de coordonate 2, 3, 2 pe axa X, la numere pozitive, adică de la 0 spre dreapta și avem 1, 2, 3 pe o Y de la 0 în partea de sus la numere pozitive și obțin astfel punctul A mare. Apoi pentru B avem minus 3, 0, la numere negative numărăm 3 unități de măsură și aici este minus 3 și 0 înseamnă originea sistemului, deci minus 3 înseamnă punctul B de fapt, iar C avem minus 3, 6, 6 pe axa OY la numere pozitive aici. De la minus 3 duc paralelă la OY și acum la OX și obțin astfel punctul C. Trebuie să determinăm ecuația medianei din A a triunghiului ABC, așa că unesc A cu B. Apoi B cu C și A cu C. Mediana este latura care unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Deci avem mediana din A, deci din A pe mijlocul lui BC.
așa că trebuie să aflăm mijlocul lui BC și notez cu D de coordonate X, D, Y, D, mijlocul laturii BC și calculez coordonatele folosind coordonatele mijlocului unui segment. XD înseamnă XB plus XC supra 2, iar YD este YB plus YC supra 2. Înlocuiesc coordonatele pentru că XB-ul este minus 3 și XC-ul minus 3, deci avem minus 3 plus minus 3 pe 2, iar la YD avem 0 și 6 supra 2. Minus 3 minus 3 înseamnă minus 6, pe 2 obține minus 3, iar la YD 6 pe 2, 3. Deci punctul D are coordonatele minus 3, 3. Minus 3 este deja și la fel 3. Aici o să-l scriu deasupra și trasez paralelă la OX. Deci aici este punctul D și aceasta este mediana din A. Trebuie să scriem ecuația medianei, deci ecuația dreptei AD. Adică Y minus YK supra YD minus YK egal cu X minus XA supra XD minus XA. Și obținem Y minus YK este 3 supra YD avem 3 minus 3 egal cu X minus XA 2 supra XD minus 3 minus 2. Și acum înmulțesc pe diagonală, avem minus 3 minus 2, adică minus 5 pe lângă Y minus 3 egal cu 0 pe lângă X minus 2. Minus 5 înmulțit cu Y, apoi minus 5 înmulțit cu plus 3 avem plus 15, egal cu 0 înmulțit cu toată această paranteză se obține 0. Deci avem minus 5Y egal cu 0 minus 15 și împart acum totul la minus 5 și obțin astfel Y egal cu 3. Și aceasta este ecuația medianei din A a triunghiului ABC. Mergem mai departe la ultimul exercițiu de la subiectul 1, unde trebuie să arătăm că sinus de X pe lângă 3 sin de X minus cos de X plus cos de X pe lângă sin de X plus 3 cos de X este egal cu 3. Desfac parantezele, înmulțesc sin de X cu prima și avem 3. Sinus ori sinus înseamnă sin pătrat de X minus. Înmulțesc acum sin de X cu cos de X. Plus cos de X ori sin de X. Plus cos de X înmulțit cu 3 cos de X, avem 3 cos pătrat de X. Observăm că se reduc minus sin de X cos de X cu plus sin de X cos de X și dăm factor comun din ceea ce rămâne pe 3. Pe lângă sin pătrat de X plus cos pătrat de X. Însă ceea ce avem aici este chiar formula fundamentală a trigonometriei. Știm că sin pătrat de x plus cos pătrat de x este egal cu 1. Deci obținem 3 înmulțit cu 1, adică 3.
Am terminat subiectul întâi, mergem mai departe la subiectul al doilea, unde avem la primul exercițiu matricea ADA cu A mic număr real. Trebuie să arătăm la subpunctul A că determinant de A de minus 1 este egal cu 17. A de minus 1 înseamnă că aici în loc de A punem minus 1 și obținem minus 1, minus 4, 4, minus 1. Înmulțesc elementele de pe prima diagonală, pun minus și acum înmulțesc elementele de pe diagonala inversă. Minus înmulțit cu minus este plus, 1 ori 1, 1. La fel, minus ori minus plus, iar 4 ori 4, 16 și se obține astfel 17. La B trebuie să demonstrăm că A de 2019 minus A mic plus A de 2019 plus A mic este 2A de 2019. Așa că înlocuiesc prima matrice cu 2019 minus A mic, 4, minus 4 și 2019 minus A mic. La cea de-a doua se pune cu plus 4, minus 4 și 2019 plus A mic. Adunăm primul element de la prima matrice cu primul element de la cea de-a doua și avem astfel 2019 minus A plus 2019 plus A. Apoi minus 4 plus minus 4. Pe cea de-a doua coloană avem 4 plus 4, iar la ultimul element 2019 minus A plus 2019 plus A. Minus A plus A se reduc, la fel și aici. Rămânem cu 2019 plus 2019, nu fac adunarea, ci scriu ca 2 înmulțit cu 2019. Pentru că matricea la care trebuie să ajung eu, observăm că avem un 2 înmulțit cu o matrice, ceea ce înseamnă că va trebui să dau factor comun. 4 plus 4 la fel, 2 ori 4. Aici 2 ori minus 4 și aici 2 ori 2019. Și așa se vede clar că pot scoate 2 în factor comun. Pe lângă 2019, 4 minus 4, 2019. Însă, forma matricei obținute este chiar forma matricii A de A, unde avem 4 minus 4 pe diagonală și la fel aici, și avem A și A, adică același număr pe diagonala principală și la fel aici avem 2019, 2019. Deci, de fapt, aceasta este matricea A de 2019. Pentru orice număr real A. Rezultatul pe care l-am obținut, observăm că nu depinde de A mic. Deci obținem acest rezultat indiferent de valoarea pe care o ia A. Am mai rămas sub punctul C, unde trebuie să determinăm perechile de numere reale X și Y, pentru care A de X înmulțit cu A de Y este egal cu 2A de minus 8. Înlocuiesc A de X cu matricea X minus 4, 4 și X. Pentru A de Y avem Y minus 4, 4 și Y. Iar pentru A de minus 8, minus 8 minus 4, 4 minus 8.
Înmulțesc matricile din partea stângă a egalului, prima linie de la prima matrice cu prima coloană de la cea de-a doua și avem x înmulțit cu y plus 4 înmulțit cu minus 4 înseamnă minus 16. Apoi prima linie cu cea de-a doua coloană, 4x plus 4y, scot 4 în factor comun pe lângă x plus y. A doua linie cu prima coloană, minus 4y minus 4x și iar scot în factor comun minus 4 pe lângă x plus y. Iar pentru ultimul element, a doua linie cu a doua coloană, minus 4 ori 4 avem minus 16, iar x înmulțit cu y avem xy. În partea dreaptă înmulțesc 2 cu fiecare element, obținem minus 16, minus 8, 8 și minus 16. Știm că două matrice sunt egale atunci când elementele lor corespondente sunt egale, așa că egalez primul element de la prima cu primul element de la cea de-a doua și obțin astfel un sistem din care aflu x și y. Deci avem xy minus 16 egal cu minus 16, apoi al doilea element de la prima cu al doilea de la a doua, 4 pe lângă x plus y egal cu 8, al treilea cu al treilea, minus 4 pe lângă x plus y egal cu minus 8, iar la al patrulea observăm că avem exact ca la primul xy minus 16 egal cu minus 16, așa că nu-l mai scriu. Din prima ecuație avem xy egal cu minus 16 de aici plus 16 se obține 0. Din cea de-a doua, dacă împărțim totul la 4, obținem x plus y egal cu 8 împărțit la 4, 2. Iar din cea de-a treia împart la minus 4 și obțin x plus y egal cu minus 8 împărțit la minus 4, tot 2. Deci ecuația a doua și a treia sunt identice, așa că păstrez doar una singură, nu are rost să le scriem pe amândouă. Trebuie să găsim două numere x și y care înmulțite să dea 0 și adunate să dea 2. Dacă la înmulțire obținem 0, înseamnă că fie x este 0, fie y este 0. Dacă x-ul este 0, din cea de-a doua rezultă că y-ul este 2, deci am înlocuit x cu 0 în cea de-a doua și se vede că y este egal cu 2. Iar dacă y-ul este 0, atunci avem x plus 0 egal cu 2, deci x-ul egal cu 2. Și avem astfel două perechi de numere, odată x, 0, y, 2 și a doua oară y, 0 și x, 2. Mergem mai departe la cel de-al doilea exercițiu, unde avem o lege de compoziție definită pe mulțimea G mare. Trebuie să arătăm la subpunctul A că 0 este element neutru al legii de compoziție dată prin simbolul asterix. Echivalent cu x compus cu 0 egal cu 0 compus cu x egal cu x pentru orice x din mulțimea G mare. Și verific acum prima compunere, adică x compus cu 0 și trebuie să obțin rezultatul x. Deci y-ul este 0 în această compunere și avem 4 înmulțit cu x plus 4 înmulțit cu 0 supra 4 plus x înmulțit cu 0. Rămânem cu 4x supra 4, simplificăm și obținem astfel x. Acum verific cea de-a doua compunere,
adică aceasta de aici, compun 0 cu x și trebuie să obțin x. Deci acum x-ul este 0 și avem 4 înmulțit cu 0 plus 4x supra 4 plus 0 înmulțit cu x. Și rămânem tot cu 4x supra 4, simplificăm și avem egal cu x pentru orice x din G. Rezultă din acestea două că 0 este elementul neutru al legii dată prin simbolul asterix. La subpunctul B trebuie să determinăm x din G, pentru care x compus cu x este egal cu 8 supra 5. Avem grijă la compunere, cel de-al doilea element este tot x și scriu relația. Avem 4x plus 4 și în loc de y punem tot x. Supra 4 plus x înmulțit cu x, egal cu 8 supra 5. Deci avem de fapt 4x plus 4x, 8x, supra 4 plus x ori x înseamnă x la puterea a doua, egal cu 8 supra 5. Înmulțesc pe diagonale și avem 8 pe lângă 4 plus x pătrat, egal cu 5 înmulțit cu 8x. Și observăm că putem împărți totul la 8, deoarece apare 8 atât în stânga cât și în dreapta și rămânem cu 4 plus x pătrat egal cu 5x. Trec 5x în partea stângă cu semnul minus, deci x pătrat minus 5x plus 4 egal cu 0. Am obținut o ecuație de gradul al doilea, a-ul este 1, b-ul este minus 5, iar c-ul este 4. Calculez delta, adică minus 5 la a doua minus 4 ori 1 ori 4 și obțin 25 minus 16 egal cu 9. Deci avem două rădăcini reale distincte, minus b plus minus radical din delta p2a și obținem 5 plus minus 3p2, adică odată x1 egal cu 5 plus 3p2, 8 împărțit la 2, 4. Și a doua oară, x2 egal cu 5 minus 3p2, adică 2 împărțit la 2 și avem 1. Deci x din G trebuie să fie, mulțimea G înseamnă intervalul deschis minus 2, 2 și observăm că dintre cele două valori obținute, doar una se află în acest interval. Doar 1 este în intervalul deschis minus 2, 2, deci doar această soluție convine. Mai avem subpunctul C, unde trebuie să demonstrăm că f de x înmulțit cu y este egal cu f de x compus cu f de y, unde f este o funcție definită de la intervalul deschis 0 plus infinit la G. Pentru aceasta calculez mai întâi partea stângă, apoi partea dreaptă și arăt că ele sunt egale. Pentru f de x, y este simplu, în funcția f, în loc de x, punem x, y. Deci avem 2 pe lângă x, y minus 1 supra x, y plus 1. Și aceasta este partea stângă a egalului, notez cu 1. Și acum calculez partea dreaptă, adică f de x compus cu f de y.
f de x compus cu f de y înseamnă că aici în loc de x pun f de x și în loc de y pun f de y. Deci avem 4 înmulțit cu x, adică 4 înmulțit cu f de x. Apoi 4 înmulțit cu f de y supra 4 plus f de x înmulțit cu f de y. Înlocuiesc f de x și avem grijă că aici obținem o fracție supraetajată. Avem 4 înmulțit cu f de x este 2 pe lângă x minus 1 supra x plus 1, iar f de y înseamnă 2 pe lângă y minus 1 supra y plus 1. Totul supra 4 plus f de x, adică 2 pe lângă x minus 1 supra x plus 1, înmulțit cu f de y. Și observăm că pentru a putea face adunarea la numărător, adică aici, trebuie să avem același numitor. Numitorul se obține prin înmulțirea lui x plus 1 cu y plus 1, așa că amplific prima cu y plus 1 și a doua cu x plus 1. Iar la numitor, adică la toată această parte, vom avea numitorul comun x plus 1 pe lângă y plus 1, așa că amplific pe 4, care are numitorul 1, cu x plus 1 pe lângă y plus 1. Și scriu totul pe aceeași linie de fracție, atât la numărător cât și la numitor. Avem 4 înmulțit cu 2, 8, pe lângă x minus 1 pe lângă y plus 1, plus 4 înmulțit cu 2, 8, pe lângă x plus 1, pe lângă y minus 1, totul supra x plus 1 pe lângă y plus 1. Iar la numitor avem 4, pe lângă x plus 1, pe lângă y plus 1, plus 2 ori 2, 4, pe lângă x minus 1, y minus 1. Supra x plus 1 pe lângă y plus 1. Înmulțesc prima fracție, adică fracția de la numărător cu inversa celei de-a doua pentru a scăpa de această fracție supraetajată, însă înainte de înmulțire, la numărător voi face calcule. Deci avem 8 și înmulțesc x cu y, adică 8xy, apoi avem x înmulțit cu 1, deci plus 8x, apoi minus 1 ori y, deci minus 8y, și minus 1 înmulțit cu plus 1, minus 1, și cu 8 din față, minus 8. Apoi, plus 8 xy plus 8 înmulțit cu x înmulțit cu minus 1, avem minus 8x, apoi plus 1y și înmulțit cu 8 plus 8y și minus 1 înmulțit cu 8 minus 8. Totul supra x plus 1 pe lângă y plus 1 înmulțit cu inversa celei de-a doua, adică numitorul vine la numărător, iar la numărător, adică aici, scriem la numitor și vom avea 4xy plus x plus y plus 1, deci plus 4x plus 4y plus 4. Nu mai am loc aici, așa că voi scrie puțin de desubt, plus 4xy la cea de-a doua, apoi
minus x minus y minus minus 1 plus 1. Deci minus 4x minus 4y plus 4. Și acum încerc să organizez mai bine pentru a se vedea ceea ce se simplifică și voi scrie cu altă culoare. Am obținut așa, la numărătorul primei fracții avem 8xy plus 8xy, adică 16xy, apoi plus 8x minus 8x se reduc și la fel minus 8y plus 8y și mai avem minus 8 minus 8 minus 16. X plus 1 pe lângă Y plus 1 se reduce cu X plus 1 pe lângă Y plus 1 și rămânem astfel la numitor cu 4XY plus 4XY 8XY, apoi plus 4X minus 4X se reduc, plus 4Y minus 4Y și plus 4 plus 4 avem plus 8. Scot în factor comun de la numărător pe 16, pe lângă xy minus, 16 împărțit la 16 este 1, iar la numitor scot factor comun pe 8. Pe lângă xy plus 1, simplific 16 cu 8, 1 și 2 și obțin astfel 2 pe lângă xy minus 1 supra xy plus 1. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că avem f de xy egal cu 2 pe lângă xy minus 1 pe xy plus 1. Deci am obținut exact f de xy. La subiectul al treilea, exercițiul 1, avem funcția f definită de la intervalul deschis în minus 1 plus infinit la r. Trebuie să arătăm la subpunctul A că prima derivată a funcției f este egală cu minus 2x supra x plus 1. Așa că voi calcula f derivat de x, adică 1 minus 2x plus 2 logaritm natural din x plus 1, totul derivat. Atunci când avem de derivat o sumă sau o diferență de mai multe funcții, vom deriva fiecare funcție în parte, adică 1 derivat minus 2 înmulțit cu x derivat plus 2 înmulțit cu logaritm natural din x plus 1 derivat. O constantă derivată este egală cu 0, deci în loc de 1 derivat pun 0. X derivat este egal cu 1. Iar pentru a deriva un logaritm dintr-o funcție compusă, derivăm x plus 1 la numărător supra x plus 1. Deoarece logaritm natural din u derivat, unde u este o funcție compusă, este egal cu u derivat supra u. Deci avem minus 2 plus 2 înmulțit cu, aici x derivat este 1, iar 1 derivat este 0 și rămânem cu 1 pe x plus 1. Deci minus 2 plus 2 supra x plus 1. Aduc la același numitor și amplific prima fracție și obținem astfel minus 2 pe lângă x plus 1 plus 2 totul supra x plus 1. Minus 2 înmulțit cu x avem minus 2x, iar minus 2 înmulțit cu plus 1 este minus 2 supra x plus 1 și mai avem de copiat la numărător plus 2. Minus 2 plus 2 se reduc și rămânem cu minus 2x supra x plus 1, unde x este din intervalul minus 1 deschis plus infinit. La subpunctul B, trebuie să determinăm ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 0, situat pe graficul funcției f. Și scriu ecuația tangentei,
adică y minus f de 0 egal cu f derivat de 0 pe lângă x minus 0. Calculez f de 0 în funcția f de x. Înlocuiesc pe x cu 0 aici și aici și obțin 1 minus 2 ori 0 plus 2 logaritm natural din 0 plus 1. Adică 1 minus 0 plus 2 înmulțit cu logaritm natural din 1 este 0. Deci avem de fapt 1. F derivat de 0. Avem minus 2 înmulțit cu 0, deci înlocuiesc aici în formula primei derivate, supra 0 plus 1 și obținem evident 0 înmulțit cu x. Deci avem y minus 1 egal cu 0 sau putem scrie y egal cu 1 și aceasta este ecuația tangentei. La subpunctul C trebuie să demonstrăm această inegalitate și voi folosi tabelul de monotonie al funcției. Așa că egalez prima derivată obținută la a cu 0. Este suficient să egalăm numărătorul și de aici, evident, x-ul este egal cu 0. Și acum facem tabelul în care punem x, prima derivată și f de x. Intervalul pe care este definită funcția, minus 1 plus infinit, rădăcina obținută, prima derivată se anulează aici, iar f de 0 am văzut că este egal cu 1. Folosesc semnul funcției, deci avem minus 2x, o funcție de gradul 1. Înainte de rădăcină avem semn contrar lui a, cum a-ul este minus 2, un număr negativ, semnul contrar este plus. Iar după rădăcină avem semnul lui a. Deci, funcția f crește pe intervalul minus 1, 0 și descrește pe intervalul 0 plus infinit. Ceea ce înseamnă că f de 0 egal cu 1 este valoarea maximă a funcției și vom obține că f de x este mai mic decât acest 1. Scriu relațiile ce rezultă din tabel. Deci avem prima derivată pozitivă pe intervalul minus 1 deschis 0, rezultă f crescătoare pe acest interval și avem prima derivată a funcției f negativă rezultă din acestea două că f de 0 egal cu 1 este valoarea minimă a funcției f, adică rezultă că f de x este mai mic sau egal decât f de 0, care am văzut că este 1. Deci obținem f de x mai mic sau egal decât 1. Însă f de x înseamnă funcția, adică 1 minus 2x plus 2 logaritm natural din x plus 1 mai mic sau egal decât 1. 1 și 1 se reduc deoarece se află de o parte și de alta inegalității și au același semn și rămânem astfel cu 2 logaritm natural din x plus 1 mai mic sau egal decât minus 2x trec în dreapta cu semnul plus. Și acum împart toată inegalitatea la 2.
și obțin astfel logaritm natural din x plus 1 mai mic sau egal decât x pentru orice x din intervalul minus 1 plus infinit. În partea dreaptă jos se află graficul funcției cosinus pentru a-ți reaminti că această funcție este mărcinită de minus 1 și 1 și avem următoarea inegalitate, minus 1 mai mic sau egal decât cos de x mai mic sau egal decât 1. Însă pentru a demonstra inegalitatea noastră avem nevoie doar de această parte. Deci cosinus de x este mai mare decât minus 1 pentru x din intervalul 0 pi. Și de aici rezultă inegalitatea dorită, adică logaritm natural din cos de x plus 1 este mai mic sau egal decât cosinus de x pentru x din intervalul 0 pi. A mai rămas cel de-al doilea exercițiu de la partea a treia, unde avem o funcție f definită de la R la R. Trebuie să arătăm la A că integrală de la minus 1 la 1 din f de x înmulțit cu e la x de x este egal cu 6. Așa că înlocuiesc pe f de x cu x plus 3 supra e la x, totul înmulțit cu e la x de x. Simplificăm prin e la x și rămânem cu integrală de la minus 1 la 1 din x plus 3 de x. Și acum integrăm folosind prima formulă din tabel, adică integrală din x la n de x, este x la n plus 1 pe n plus 1. În cazul nostru avem x la 1, deci x la 1 plus 1 pe 1 plus 1 plus 3, iar integrală din dx este x. Totul de la minus 1 la 1. Deci x la a doua pe 2 plus 3x, aplic limite de integrare și avem în loc de x 1 și acum pun minus și înlocuiesc pe x cu minus 1. Și obținem 1 pe 2 plus 3 minus, minus 1 la a doua este 1 pe 2, minus înmulțit cu minus avem plus 3. 1 pe 2 minus 1 pe 2 se reduc, iar 3 plus 3 avem 6. La subpunctul B trebuie să demonstrăm că orice primitivă a funcției f este crescătoare pe intervalul minus 3 plus infinit. Așa că voi considera funcția f mare o primitivă a funcției f mic. Ceea ce înseamnă că f mare este derivabilă pe R și f derivat de x este egal cu f mic de x, adică este egal cu x plus 3 supra e la x. Și voi arăta că această primitivă este crescătoare pe intervalul minus 3 plus infinit. Așa că egalez prima derivată cu 0. Este suficient să egalez doar numărătorul, de unde obțin x egal cu 0 minus 3, adică minus 3. Și fac tabelul de monotonie al funcției, deci avem x, f derivat de x și f de x. Minus infinit plus infinit, minus 3, 0, aici avem f de minus 3, nu trebuie să-l calculăm. Și folosesc semnul funcției de gradul 1, avem semnul lui A, cum acesta este pozitiv, înaintea rădăcinii semnul este contrar, deci minus, iar după rădăcină avem semnul lui A.
Deci funcția descrește pe intervalul minus infinit minus 3 și crește pe intervalul minus 3 plus infinit. Deci avem prima derivată a funcției f pozitivă pe intervalul minus 3 plus infinit, deoarece doar acest interval ne interesează, nu voi scrie nimic despre celălalt, rezultă de aici că funcția f este crescătoare pe acest interval. Și aceasta este demonstrația la B. A mai rămas C-ul, unde trebuie să determinăm numărul natural n-ul n, știind că suprafața plană delimitată de graficul funcției f, axa OX și dreptele de ecuație x egal cu 0 și x egal cu n, are area egală cu 4 minus 6 e la minus n. Însă această suprafață reprezintă chiar area, adică integrală de la 0 la n din modul de f dx, dx. Și calculez integrală de la 0 la n din x plus 3 supra e la x dx. Deci avem integrală de la 0 la n din x plus 3 înmulțit cu e la minus x. Am folosit faptul că a la minus 1 este 1 pe a, așa că scriind invers 1 supra e la x, am scris e la minus x de x pentru a putea aplica metoda integrării prin părți. Observăm că avem aici e la minus x. Dacă derivăm această cantitate, obținem minus x-ul derivat, adică minus 1, înmulțit cu e la minus x. Deci ne mai trebuie doar un minus lângă e la minus x, iar pentru a nu schimba exercițiul, mai pun un minus în față. Înmulțit cu x plus 3 de x. Deci aceasta este funcția derivată și aceasta este funcția g. Iar la metoda integrării prin părți avem integrală din f derivat ori g egal cu f ori g minus integrală din f ori g derivat. În cazul nostru, cele două funcții avem f derivat de x egal minus e la minus x, deci f de x este e la minus x, g-ul este x plus 3, iar atunci când derivăm, obținem x derivat 1 și 3 derivat 0. Și aplic acum metoda, minusul din fața integralei și pun o paranteză, apoi avem e la minus x pe lângă x plus 3, totul de la 0 la n, deci aici am f înmulțit cu g, minus, și acum scriu integrală de la 0 la n, e la minus x și derivez g. G-ul derivat, avem grijă că este 1 și pun direct 1. Deci avem minus, aplic limită de integrare la prima, înlocuiesc pe x cu n, e la minus n pe lângă n plus 3, minus, și acum înlocuiesc pe x cu 0, și calculez integrală din e la minus x, care înseamnă minus e la minus x, de la 0 la n. Deci avem e la minus n pe lângă n plus 3, minus e la 0, acesta este 1, iar 0 plus 3, 3, deci minus 3, minus, și avem acolo minus e la minus n, minus și cu minus plus e la 0. Minus minus aici avem plus,
e la minus n, iar minus cu plus minus 1. Și obținem astfel minus, putem da factor comun e la minus n din aceștia 2 și avem n plus 3 și plus 1, plus 1 de aici, eu-ul acesta este înmulțit cu 1, și apoi minus 3 minus 1 minus 4. Deci avem minusul din fața parantezei, adică minus e la minus n, pe lângă n plus 4, minus minus 4 înseamnă plus 4. Și egalez cu ceea ce se dă în enunț, adică aria acestei suprafețe este egală cu 4 minus 6 e la minus n. Și voi șterge puțin aici pentru a avea loc să scriu. Deci avem integrală de la 0 la n din f dx dx egală cu 4 minus 6 e la minus n. Echivalent cu, noi am obținut minus e la minus n pe lângă n plus 4 plus 4. Egal cu 4 minus 6 e la minus n. 4 și cu 4 se reduc. Identificăm coeficienții lui e la minus n și observăm că avem n plus 4 egal cu 6. Și de aici obținem n egal cu 6 minus 4, adică n egal cu 2. Și am determinat astfel numărul natural n-ul n.